Ford România împreună cu Asociația Constructorilor de Automobile din țara noastră au găzduit astăzi în incinta fabricii Ford de la Craiova o dezbatere cu tema infrastructura de transport, principala provocare a industriei auto. La eveniment au participat vicepremierul Costin Grigore Borg, ministrul transporturilor Sorin Bușe, ministrul finanțelor publice Anca Dana Dragu, precum și ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, Hans Klemm. În urma dezbaterilor, ministrul transporturilor a declarat că va începe licitația pentru Craiova-Pitești. Licitația pentru autostrada Pitești-Craiova va fi lansată pe 1 noiembrie. Și prevedem ca această autostradă să fie finalizată conform masterplanului în anul 2020. De asemenea, răspunzând nevoilor Ford, o să anticipăm lucrările la centurile ocolitoare Balci și Slatina, care o să facă parte porțiune din autostradă. La centura Balci, din nou, licitația va începe pe 1 noiembrie. Interesant este, din nou, că CNADNR-ul sau viitorul CNAIR și-a asumat această lucrare în regie proprie și din cauza aceasta va fi terminată într-un timp record de 2 ani. Centura Slatina este puțin mai complicată datorită podului peste Olt. Licitația va începe din nou la 1 noiembrie. Lucrarea va fi finalizată în 2019. Pe lista cu proiectele de autostrăzi din masterplanul de transport pentru perioada 2014-2036, care a fost aprobat miercuri de guvern, figurează și Craiova-Pitești la poziția 7, cu o valoare estimată de 899 milioane de euro, pe o lungime de 124 de kilometri, iar perioada de implementare ar fi 2017-2020. Nu este precizată în masterplan sursa exactă de finanțare. La o anexă a masterplanului se arată că autostrada s-ar putea realiza în parteneriat public-privat sau din alte surse de finanțare. Întrebat din ce surse de finanțare se va face autostrada Craiova-Pitești, ministrul Bușe a spus din fonduri europene. Prezent la eveniment, ambasadorul Statelor Unite în România, Hans Klemm, s-a referit la provocările pe care le întâmpină investitorii care aleg să vină în țara noastră. Avem un parteneriat economic și am încercat să încurajez investițiile de ambele părți. Există o serie de lipsuri care sunt recunoscute și de actualul guvern Cioloș. Primul este transparența în informații, respectiv evitarea suprareglementării. Al doilea este nivelul educației, astfel încât să fie atrase persoane cu un nivel educațional mai ridicat în zone mai defavorizate, iar al treilea este infrastructura. Este exemplul cele mai importante firme cu capital american din România, Ford, care s-a plâns în mod constant de situația infrastructurii. Obiectivul dezbaterii de la Craiova a fost acela de a discuta cu părțile interesate cele mai importante proiecte de interes pentru regiune, respectiv îmbunătățirea infrastructurii rutiere și feroviare, dar și stabilirea unui grup de lucru la nivel guvernamental responsabil cu livrarea acestor proiecte prioritare. Potrivit datelor oferite de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, 90% dintre intrările de transport marfă din țara noastră se fac prin intermediul șoselelor, însă numai 64 de kilometri. De autostrăzi au fost deschise traficului în România în 2015, însumând astfel un total de 711 kilometri de autostradă. Aceasta reprezintă o creștere cu 9,4% față de anul precedent, dar chiar și așa, autostrăzile reprezintă doar 4,2% din drumurile naționale din România.